rădăcina tuturor păcatelor. Dacă luăm filocalia, pentru că e aici mai în măsură să ne răspunde, vom găsi mândria. Mândria este soră, în primul rând, cu iubirea de sine, că se naște din iubirea de sine. Noi știm că Dumnezeu nu are imaginații, că le cunoaște pe toate, le știe în aseitatea lui și le pricepe. Noi, fiind ființe raționale, vii și cuvântătoare, avem imaginație și rațiuni. Cu rațiunea avem puterea alegătoare și înțelegătoare a sufletului, care sunt puteri sufletești. Iar cu imaginația ne putem închipui, da viață lucrurilor. Un pictor își închipui în mintea lui un tablou. Poate a văzut o imagine de apus sau a visat un vis frumos sau a avut ceva, o imagine care i-a creat-o mintea. Și el o poate așeza din penson pe hârtie și spui, domnule, cum ai putut crea lucrul ăsta așa de frumos? Domnule, așa mi l-am închipuit. Deci aceasta este imaginația omului rațional. Nu au decât îngerii și îngerii au avut-o când au căzut la fața lui Dumnezeu. Că Mihail spune, să ne închinăm îngerului mare sfat și Lucifer spune, nu, tronul meu îl pun mai sus de tronul lui Dumnezeu, deasupra munților urmează noapte și am să fiu deasupra celui prea înalt. Și Iisus Hristos îi spune în Evanghelie, am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Deci, și acum omul a căzut prin imaginație cu, ne ducem în octoih la cântarea a opta de la cântările învierii și găsim așa, frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât. Iudii știa Adam că e frumos, dacă el era cu stare îngerească și toate erau bune și bune foarte perfecte. Iudii știa era că era bun la mâncare, dacă el nu mânca în chip material, el mânca în chip spiritual. Deci, vedeți, odată ce a primit haina de piele, adică haina simțurilor, automat a primit și puterea creativă, imaginativă a lucrurilor. Și când luăm păcatul, la fel îl analizăm. Dacă este făcut cu trupul, cu mintea și cu lucru. În momentul în care Mântuitorul spune, nu mă aruncați în negrijă că păcatele subțire ar fi ușoare sau n-ar fi păcate, pentru că numai cât ai urât pe fratele tău și păcat de moarte ai săvârșit, că dacă îți pică, îi dai în cap, îl calci cu mașina, îl otrăvești, îl distrugi, îl torni, îl torni la securitate, îl bagi în pușcărie, te răzbuni, îl dai în judecată, îl deposedezi de averi, îi faci toate relele care îți pică, ții bine la îndemână. În schimb, în momentul când trec la păcatele trupești, care sunt din natură personală, ce spune Mântuitorul? Fraților, nu mă aruncați în negrijă că numai păcatul cu lucru ar fi păcat sau păcatul faptic. Numai cât ai poftit femeia altuia și ai prea curvit. Și aici mergem cu mintea la ce? Noi mergem pe stradă, da? Omul umblă îmbrăcat în costum, în haină, în trenic, în salopet, în cear, el, femeia umblă îmbrăcată în roche, în pantaloni. Ce face omul pătimaș? O dezbracă, o măsoară, o cântărește, o analizează. Și ea, femeia îmbrăcată, merge pe drum cu geanta la magazin, are treabă, dar pătimașul deja o vede goală. În mintea lui nu mai este femeie, este prostituată, este jucăria lui din sexualitatea minții lui. La fel poate face și femeia asupra unui bărbat. El este îmbrăcat pe stradă cu salopeta sau se duce cu căruciorul și copilul din mână, dar ea deja l-a dezbrăcat, are alte nebunii în minte. Asta este păcatul cu imaginația sau cu gândul. Și aici gândul poate fi cu poftă păcătoasă sau fără poftă păcătoasă. Dacă mi-a trecut prin minte un gând, de exemplu, așa, spontan, a trecut. Dar dacă nu l-ai fructificat până la pornirea trupului, să apară pofta și dorința de a păcătui, care e treapta a treia de păcat, deja tu nu ai păcătuit, pentru că de acolo urmează treapta a patra și a cincea. Căutarea prilejului de a păcătui și căutarea locului și a faptei, a victimei. Deci tu începi să pregătești locul păcatului. Și la treapta a șasea deja ai făcut păcatul cu fapta. De-aia primele cinci trepte, cel mai ușor duhovnicul le poate cerceta și le poate controla. Și aici am să intru în ceea ce înseamnă, așa m-am gândit eu pentru astăzi, ca să înțeleagă omul cel mai bine, ce este o spovedanie generală? Că toată lumea spune, domnule, aș face o spovedanie generală. Ei cred că dacă îți povestesc anumite episoade dramatice din viața lor, eu am avut întotdeauna această expresie și am folosit-o tot timpul și o amintesc și astăzi, cea mai sinceră spovedanie este spovedania în care îi spui preotului sau îi scrii pe o hârtie, dacă ți este rușine, pe un zapis, cum îi spunem noi în termenul de spovedanie, a unui păcat care te frământă și ți-i rușine să-l golești, să-l scoți din tine. Din ce cauză?
te gândești că îți scade imaginea de sine, că îți scade imaginea în fața duhovnicului, că te umilești tu în fața ta, că cum ai ajuns să faci așa ceva. Eu am spovedit tot felul de porcării de-a lungul timpului, nu mi s-au părut interesante pentru faptul că-s firești și s-o omenești și chiar consider că nu trebuie să fim absurzi în sensul că a cădea-i omenește și indiferent cât ai mustra un om și ai urla la el și ai țipa la el, că sunt duhovnici mai duri, mai aspri, mai rigizi, care te irită, te irascibilizează, îți vorbesc urât, ridică tonul sau dau niște canoane aspri, nu, poți să îndrepți dacă cineva primește, dar trebuie să ținem cont că noi trăim într-o lume hipersensibilă. Ce înseamnă sensibil? Omul care recepționează când îi faci o remarcă sau îi atrage atenția făcând o mică glumă sau nuanță. Și omul înțelege, acela este omul sensibil. În schimb, lumea astăzi este hipersensibilă. Am întâlnit de N de mii de ori, ca să vă dau o pildă, de aici mi-am șascuțit și mintea și atenția, în îndreptarul de spovedanie avem primele păcate, ci s-au numit păcatele capitale. Lenea și nepăsarea, mândria, iubirea de argint, avuția la preot, iar arghirofilia, cum îi spune, adică să fii lacom, să nu-ți mai ajungă. După aceea este desfrânarea, după aceea este răutatea, mânia, mânia e chiar mai rea, mândria. Și în momentul când ajungi la păcatul desfrânării, care e cel mai firesc în societate, vedeți, dacă aș spune că până acum 30 de ani, folosesc 30 de ani pentru că așa mi s-a părut mie în timpul ăsta. Pentru o fecioară era o demnitate să intre în biserică curată, pentru un băiat era o demnitate să intre în biserică curată, curat. Acum, în momentul de față, noi nu mai putem vorbi la 20 de ani de un fecior și de o fecioară, când am vorbit de formarea unui cuplu în căsătorie, pentru că mentalitatea modernă a mers până într-acolo, încât că dacă ei n-au făcut probă să vadă dacă se potrivesc, ca și cum ai încerca pantofii în sala de control, sau haina, sau bluza, sau pantalonul, sau fusta, sau ce-ți cumperi tu, ceva frumos și probezi să vezi dacă îți vine la croitor, așa fac ei, fie femeia cu băiatul sau băiatul cu femeia, și atunci automat noi nu mai putem vorbi de perfecțiune, deci vorbim de alunecare. Și atunci ești obligat prin lista molitfelnicului care, și a canoanelor pe care le are biserica, să pui deseori întrebări indecente, dar pe care trebuie să le pui cu foarte mare atenție. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să am... n-aș folosi termenul de reclamație. Părinte, vă spun sincer ceva, nu vreau să vă supărați, nu pot să vă povestesc din intimitățile casei mele, nu vă cer. Eu vă arăt să citiți cu degetul pe carte și dumneavoastră îmi răspundeți prin da sau nu și eu iau de ajuns ca să nu rămâneți încărcate. Și a spus, cred că n-aș putea face nici asta. Când mi-a spus că nu poate face nici asta, eu am dedus din asinii că lucrul respectiv s-a întâmplat. Și a spus, stați liniștită că vă dezleg, am înțeles. Că dacă nu era, putea spune, nu, dar asta n-am făcut niciodată. Dar asta cu scopul de a nu-mi pleca omul nespovedit. Asta a fost ideea. Dar acum nu mai putem întreba, de exemplu, dacă îi pui unui domn sau unei doamne întrebarea, practicați lucruri moderne în actul intim sau faceți lucruri mai presus de fire sau ceva, te poți trezi și cu un proces, pentru că noile norme moderne permit orice fel de lucru și fac parte din normalitatea vieții cotidiene și atunci aproape că rolul tău ca duhovnic se anulează prin libertinajul exterior din afară. Și îmi amintesc un caz, un băiețaș de vreo 14 ani, la un așa cam macio și zic, mă, pe tine te cam strâng pantofii. Nu, părinte, nu mă strâng pantofii, eu port Adidas, nu port pantofii, mai lasă, zic. Și atunci am trecut și eu la varianta a doua, am făcut-o mai pe a... Zic, spune-mi de când ești curat cu prietena ta ca să văd dacă te pot împărtăși. A, nu, nu mă puteți împărtăși, că și cu două zile am trăit. Dar ce vârstă ai? 15 ani. Zic, dar nu ți se pare că e prea devreme? Simt și eu că mă mai aerisesc și mă mai destresez.
Ei, la un copil de genul acesta, nu știu în ce măsură îi mai dai să citească Ușa Pocăinței sau Războiul Nevăzut sau îi spui, frate, este păcat. Pentru că el este un bărbătuș deja, ca să spunem așa, un mic mascul, care și-a luat viața sexuală în serios și el odată ce a dat de plăcerea păcatului, foarte greu îi mai explici, tu băi, nu fă aia, nu fă aia. Deci de asta vă spun că spovedania este o chestiune de delicatețe și atenție spirituală în care să nu smintești, în care să nu deranjezi, să nu irizi, dar nici să nu apropii omul de păcat să crede, da, e bine, fă așa.